Un adolescent de 15 ani și-a înjunghiat fratele de 17 ani după ce au consumat șoricioaică sau drogul zombie, una dintre cele mai puternice substanțe cu efect devastator asupra organismului. Conform Observator News, după o ceartă, tânărul l-a atacat din spate pe fratele său mai mare și l-a înjunghiat. Cel de-al doilea adolescent a ajuns la spital în stare gravă, unde a fost operat de urgență. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează a fi prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad, cu propunere de arestare preventivă. Biroul de informare și relații publice din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Arad este împuternicit să aducă la cunoștința opinii publice următoarele. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unui inculpat în vârstă de 15 ani cu privire la comiterea infracțiunii de violență în familie în condițiile tentativei de omor. Din probatoriul administrat în cauză a rezultat faptul că în data de 23 a 8 a 2022, în jurul orelor 15:30 pe fondul unor neînțelegeri, încolpatul minor în vârstă de 15 ani, în timp ce se afla la domiciliul său în municipiul Arad, l-a agresat fizic pe fratele său, în vârstă de 17 ani, provocându-i o plagă cu un cuțit în zona inferioară a spatelui. Victima a fost internată de urgență în stare gravă la Spitalul Clinic Județean Arad, fiind operată. Potrivit constatorilor preliminare întocmite de segemele Arad, Victima a suferit leziuni traumatice care necesită 40-45 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Dacă nu survin complicații, viața acestuia fiind pusă în primejdie Inculpatul minor a fost reținut și urmează a fi prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad cu propunere de arestare preventivă. Facem precizarea că acțiunea penală are ca obiect tracerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârșit infracțiuni și se pune în mișcare când există probe din care rezultă presupunerea rezonabilă în acest sens, iar reținerea constituie măsură preventivă, activități care nu înfrâng principiul prezumției. De nevinovăție de care se bucură persoanele cercetate, relatează Observator News.